Bună ziua! Bună ziua! Aici, mai în față, mai în față, mai în față, poți, mai în față. Doamnele, toți sunt? Toți sunt? Așa? Așa? Bună ziua, sunteți gata? Dragi reprezentanți ai presei, dragi cetățeni, instituția prezidențială trebuie să fie un simbol al statalității, al legalității și a stabilității. Președintele Republicii Moldova trebuie să fie cel care respectă ad literam Constituția și legile acestei țări. Președintele ales de cetățeni trebuie să fie președintele tuturor, să fie apolitic și să aducă echilibru în colaborare instituțională. Președintele Republicii Moldova nu trebuie să se implice în dispute politice. Ba invers, trebuie să depună eforturi pentru consolidarea clasei politice, a societății în întregime. Președintele Republicii Moldova trebuie să fie un model, să dea un exemplu tuturor, prin comportament, prin vorbă, prin atitudine și soluții. Actualul președinte, însă, Igor Dodon, pe departe nu este cel care respectă legile și respectă cetățenii. Igor Dodon este direct afiliat politic și participă direct în dispute politice, dezbinând clasa politică și societatea. În toată această perioadă de profundă criză medicală, socială și economică, societatea noastră are nevoie mai mult ca niciodată de unitate și consolidare, de solidaritate și de mobilizare. Dar președintele Igor Dodon aduce dezbinare, confruntare, minciună și se comportă ca un bădăran ce dă un exemplu urât întregii societăți. Igor Dodon se joacă de-a țarul. Într-un singur an, când a căpătat atâta și întreaga putere în stat, a demonstrat că este un trădător, laș și mincinos. Anume, Dodon este personal responsabil de sărăcia, corupția și abuzurile din țară. Acest om nu a înțeles că puterea implică răspundere și responsabilitate. Puterea este dată să aduci bine țării și cetățenilor săi. Ajunge. Moldova nu e o țară de cobai și Dodon trebuie să plece. Astăzi, echipa Pro-Moldova lansează o campanie națională de colectare de semnături pentru ca Dodon să plece. Să eliberăm țara de acest dictator umflat de orgoliu și aroganță. Dodon este vinovat pentru sechestrarea cetățenilor care nu sunt de acord cu politica lui. Dodon este vinovat pentru minciune și corupție în fața întregii țări, pungi de bani, acorduri și proiecte care promovează interese financiare obscure. Dodon este responsabil de stoparea reformelor. Este vinovat pentru lașitate și amatorism în gestionarea crizei sanitare care a adus la morți mii de persoane schilodite și sute de mii de oameni rămași fără loc de muncă. Dodon este vinovat de lașitate și vasalitate în raport cu un stat străin, de izolare internațională și renunțare la cursul european a țării. Reanimarea practicilor de înspăimântare și demonstrație de forță disproporționată în raport cu cetățenii și oponenții politici. Dodon este vinovat de trădarea principiilor fundamentale prevăzute de Constituție. Iată de ce. Facem apel la toți cei care nu acceptă teroarea și cumătrismul, corupția și trădarea, să semneze petiția pentru concedierea pretinsului președinte. Facem apel pentru toți cei care au votat cu Dodon în anul 2016. Semnați pentru a vă retrage votul pentru această caricatură care ne discreditează țara. Semnați online pe pagina de internet pleacă.com sau la corturile noastre care curând vor ajunge în localitatea dumneavoastră. Dodon trebuie să plece pentru ca moldovenii să poată trăi. Semnați pentru țară. Semnați ca Dodon, laș, trădător și mincinos, să plece. Ne adresăm tuturor cetățenilor care locuiesc în țară și în afara ei. Ne adresăm societății civile, indiferent de simpatii politice sau domeniul de activitate. Ne adresăm întregii clase politice, partidelor parlamentare și extraparlamentare. A venit momentul să ne mobilizăm, să arătăm unitate și solidaritate.
Noi toți trebuie să depunem eforturi ca Dodon să plece. Vă rugăm pe toți să intrați pe pagina de internet pleacă.com, precum și alte surse, și să semnați petiția online. Pornim colectarea semnăturilor atât online cât și fizic. În țară își vor desfășura activitatea și echipe de voluntari care vor colecta semnăturile în mod fizic. Și apropo, când veți intra pe această pagină pleacă.com, veți găsi și un joc interesant. Vă mulțumim foarte mult! Vă rugăm frumos, accesați pagina, găsiți colegii noștri prin țară, toți să semnăm, să colectăm cât mai multe semnături ca acest președinte să plece. Vă mulțumim! O zi bună și succese în continuare! Thank you.